Toate cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgență Buzău vor fi testate COVID-19. Informația a fost furnizată aseară, chiar de președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Manuel Neagu, într-o intervenție la Campus TV. Lucrul cel mai important este că am reușit ca mâine să primim primele teste rapide, care sunt destul de performante. Am întrebat atât producătorul cât și specialiștii. Sunt 4.000 de teste, mâine probabil că vor sosi 2.000 de teste care vor fi puse la dispoziția Spitalului Județean și în primul rând să fie testate cadrele medicale. Fiind vorba despre teste rapide, rezultatele vor fi cunoscute în foarte scurt timp. Doamnele de la Direcția de Sănătate Publică și cu cei care furnizează, care au și un specialist. Ei mi-au explicat că nu sunt teste ca celelalte să se ia proba din gât, practic, cum se face la testele de acum, practic se recoltează sânge, fie plasmă prin injectare, fie cum să ia sângele din deget la diabet. Tocmai de aceea zic ei că sunt destul de sigure. Ieri Consiliul Județean a aprobat de urgență alocarea a 1,3 milioane de lei pentru achiziția de echipamente de protecție și de medicamente pentru Spitalul Județean de Urgență. 10 miliarde de bani vechi la dispoziția președintelui pentru Spitalul Județean de urgență. Asta ce înseamnă? Cumpăra de echipamente, tot ce trebuie pentru nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră, a omenirii în general, materiale, măști și așa mai departe. Dar în afară de acest lucru, să știți că am mai alocat astăzi încă 300 de mii de lei, deci 3 miliarde vechi la dispoziția spitalului, ca să poată să cumpere medicamente sau mai departe sau ce au nevoie. În cea mai mare unitate medicală din județ, accesul a fost limitat și se tratează doar cazurile urgente. La intrarea în unitate au fost instalate două corturi pentru efectuarea triajului epidemiologic.